S-a desfășurat în două locuri pe Valea Prahovei, 13 august la Sinaia și în 15 august, în ziua de Sfânta Maria, la Bușteni. Eu am fost acolo invitată, am fost împreună și cu prietena mea, Lelia Pavelescu, iar seara mergeam la Festivalul Ienescu. Vă invit ca în anii următori, în luna august, să vă programați Sinaia sau Bușteni, pentru că merită să fiți acolo în perioada respectivă. Îi dau cuvântul actriței Julieta Strâmbeanu, care este de altfel autoarea unui volum despre care s-a mai vorbit aici în centru, în Clubul Calderon. Este intitulat Ode cochete ale unei actrițe poete. Pline de haz, de aceea am și lăsat-o mai spre sfârșit, iar poetul și dramaturgul Dinu Grigorescu, cu siguranță, la fel ne va spune ceva încântător. Vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru onoarea care mi-ați făcut-o să mă invitați în această zi, în această adunare plină de oameni atât de speciali, atât de minunați și plin de har. Mă simt bine, mă simt onorată și parcă în lumea mea puțin, nu știu, de acum încolo că n-am scris decât una deocamdată. Vreau să vă spun că temele mele de inspirație au fost, în primul rând, după bucătărie. Am avut o emisiune un an de zile și de acolo mi s-a tras pasiunea pentru legume. Și cartea în două. Și am și de cele mai, cum se cheamă, dolaice mai... Da, nu lungesc, vreau să vă spun o dată, Sarmane. Da. Sunteți înainte de masă? Da. Da. Am făcut o odă sarmă. Deci, cărticele de bucate, astăzi toată lumea scrie. Le vezi, va pe la tarape, va prin geam la librărie. Căci microbul cu rețete e ades molipsitor. Se lipește și dă iama mai ales printre actori. A scris Draga, a scris Stella, poate a scris și Arșinel și mi-apar cu drag în minte cărțile lui Păstorel. Așadar, de atâtea scrisuri, s-a contaminat cu lume. Și eu, nefiind imună, scriu versuri despre legume. Mă declar o virtuoasă când viciul îmi dă târcoale. Nu rezist însă ispitei când ia forma de sarmale. Aș vrea să închin acum o sarmale grăsuță și dolofane o sarmale. Crăciunul fără el nu are rost, e fal, e seche, ca o zi de post. Dar când apare ea în farfurie, exaltă sufletul de bucurie și ochii râd și gura în sec înghite visând la aste clipe fericite. Nu mai vorbesc și de afumătură pe care o pui de gust în umplutură. Puțin șoric și varză cât de acră să poată înveli carnea tocată cu ceapă și orez amestecat. În fața ta, sarmale, nu am virtute. De-i post, mi-apare în gând pe neștiute și chinul îmi cuprinde conștiința și îmi inhibă nemilos voința de a nu gusta divina sărmăluță, gustoasă, aromată și grăsuță. O scumpă și divină sărmăluță, nu mai contează că ești mai grăsuță. Ești crezi, ești un simbol. Ești tot ce-i bun în sfânta sărbătoare de Crăciun. Ne-o vei mânca și cu mămăliguță gălbuie, aburindă și călduță. Nimic în viață nu mai are rost și începi să o preamărești încât un dos pe sec. Și când va fi la dreapta judecată și cel de sus la el mă va chema, voi spune tot cum am ținut și postul, dar vezi că n-am virtute la sarma.